și vă felicit că v-ați ales să vă petreceți timpul de duminică după amiază, într-o atmosferă plăcută și într-un număr atât de mare. Cu un prilej, spunem noi, emoționat pentru protagonista acestui eveniment, draga noastră tânără artistă, Ana Maria Pop. Cu emoționat și pentru noi, cei care am venit să-i asistăm la acest debut, la acest botez artistic. Ana Maria Pop, elevă în clasa 11 la Liceul Teoretic al Aris, elevă de 7 ani a Academiei de Grafică și Pictură Carl Robert Berko, în paranteză fie spus, singura pepinieră de artiști, tineri artiști, pictori, graficieni din Mangalia. E o școală care deja se poate bucura cu un palmares de și absolvenți, da? Dar și tineri care au intrat la facultăți de specialitate, ghidați fiind cu pasiune și dedicație, cu șarm, de către maestru ca Robert Berko. 7 ani de activitate. Credeți-mă, dacă mi-aduc aminte, cred că am cunoscut-o de la prima expoziție colectivă. M-a impresionat, era cea mai, fără să supăr pe nimeni, dar în bunul mers al lucrurilor, la finalul fiecărei expoziții, expozanții trebuiau să adreseze o mulțumire profesorului, publicului, să-și explice desenele sau ce i-a inspirat. Iar Ana Maria era atât de originală și organică și sinceră, încât scotea din orice încurcătură ceilalți colegi care erau mult mai emoționați decât ea. Astăzi suntem la prima expoziție personală a tinerii artiste. După cum menționez de fiecare dată, un artist are nevoie de mult curaj să iasă în fața publicului cu toate lucrările sale, sincer, dezinvolt, artistul în față cu publicul său. E o expoziție care ne arată evoluția ei, de fapt parcursul ei în școala de pictură și grafică a maestrului Berko, cu tehnici diferite, în special, așa cum ne spune și tipul expoziției, creion și culoare, pentru că desenul și culoarea, într-adevăr, sunt stâlpii de bază în creația unui tânăr artist, fără să fii învățat sau fără să fii însușit tehnica desenului și, bineînțeles, și a culorii, așa, nu poți să spui că poți deveni un artist adevărat. Desenul înseamnă, în primul rând, o construcție. Construcție logică, gândiți-vă tot ce este desenat aici, că-i creion, că-i tuș, că-i cărbune, că-i sepia, adică tot ce nu e culoare, are în spate niște schițe, niște gânduri, niște lucrări care au fost probabil rupte, dacă nu ne-a ieșit. Haideți să încerc din nou, nemai vorbind de criticile și rigorile maestrului, care cu siguranță a stat cu... Exact. Până nu ieșea așa cum trebuia să fie, nu lansa lucrarea respectivă. Știți, este o vorba cântecului. Nu este om să nu fi scris o poezie. Nu este om să nu fi cochetat vreodată cu ideea, ia să încerc să trag și o linie, să fac un cerc, să fac și o undă, să vedem dacă îmi iese. Unora le iese, unora le iese mai puțin. Deci construcțiile Anei Maria Pop sunt niște construcții logice. E clar atrasă de tot ce înseamnă peisaje, în primul rând, care sunt niște construcții care trebuie făcute în perspectivă. Adică într-o lucrare de genul ăsta trebuie să arăți profunzimea spațiului respectiv, să stăpânești foarte bine linia, adică să ai mâna formată. Și cu siguranță cei 7 ani de școală și-au spus cuvântul. E o persoană care e foarte atentă la detaliu. O să vedeți în expoziția de astăzi lucrările ei de debut și cu siguranță le veți recunoaște. Lucrări, chiar dacă sunt numerotate, sunt undeva pe la începutul numărătorii, o să le redescoperiți în expoziție. Da, toți începem, de la o cupă, de la o sferă, de la o umbră, învățăm cum este culoarea, cum este creionul, mai moale, mai tare, în funcție de ce vrem să reprezentăm, ajungând la lucrări de o adevărată maestrie și cu o atenție deosebită pentru detaliu, o să descoperiți un animăluț nu foarte prietenos, dar dacă vă uitați cu foarte multă atenție, o lucrare care a fost executată în 17 ore,
fiecare solzișor a fost lucrat în, în parte, probabil, e o muncă de Sisif. Nici, da, nu ne gândim să stăm în fața unei hârtii și să și desenăm. E o muncă cu tine însuți, să vezi câtă răbdare ai, ești în stare să duci o lucrare până la capăt, să reprezinți ce ți-ai dorit și multe altele. Vom descoperi în expoziție și lucrări tip portret, atrase fiind de fizionomiile unor persoane apropiate, gen colege, prietene, a încercat să le scoată în evidență trăsăturile personale, caracteristice, în același timp studiind și detaliile anatomice. Vă spuneam în paranteză, fie zis, tot ce e aici e un parcurs didactic, este devenirea artistei care trece prin mai multe genuri, în căutarea unui stil propriu, practic, neîncercând diferite genuri, nu o să-și dea seama în final către ce gen este atrasă mai mult, către grafică, către pictură. Partea de pictură, partea de culoare, e iarăși încercată, e o persoană delicată, cât o vedeți de îndrăzneață și de, așa, aparent, nu știu, nu-i stă nimic în cale. Culorile ei sunt deocamdată numele cuminți, delicate, pastelate, se încadrează în anumite tipare, un soi de cumințenie și acuratețe. Așa și trebuie să fie un elev. Abia ulterior, experimentând și, nu știu, deprinzând diferite tehnici și în culoare. Deci lucrează și în acrilic, lucrează și în ulei, sunt tehnici diferite, pensulații diferite, trebuie să simtă profunzimea tușei, tipul de textură a materialului respectiv. Și probabil într-o zi vom descoperi un alt gen de lucrări. Din punctul meu de vedere, este o persoană care, dincolo de carisma ei deosebită, și am înțeles că își dorește o carieră didactică pe viitor și are toate șansele de a deveni un bun profesor de desen, avându-l ca mentor pe maestrul Carl Robert Perko, care toți elevii dânsului, dacă vrem să ne dăm seama cam cine expune și dacă nu găsești vreo corabie sau vreun vas, nu este de la domnul Perko, clar. Avem și câteva lucrări aici care reprezintă niște structuri navale bine închegate. Pentru o fată e mai greu să stai să construiești un vapor, iarăși să-i construiești scheletul, să-l îmbraci și apoi destul de bine în culoare pentru a reda și perspectiva. E acea provocare de albăstrimi, cerul, marea și legătura între cele două albăstrimi care este acest vapor. Deci și aici Ana Maria a încercat cu curaj să adopte și acest stil al maestrului, să vadă dacă îi reușește și o marină. Deci curaj odată, delicatețe prin cele patru lucrări mici, dar foarte sugestive, ce, nu știu, m-au impresionat. Sunt cele patru anotimpuri, am înțeles că e un cadou făcut mamei și lucrat așa la foc automat, dar iarăși foarte, foarte delicate și sugestive. Deci astăzi, practic, suntem toți părtași la lansarea, să spunem așa, unui tânăr artist din Mangalia, ce ne bucură enorm, după Bianca Măldărescu, care a avut prima expoziție personală, însă înțeleg că ați terminat deja maestre cu un ciclu de elevi, care deja încet, încet s-au maturizat și au intrat la facultăți de specialitate și acum sunteți o nouă serie de elevi. Deci dorința și apetența pentru tot ce înseamnă artă și exprimare, indiferent, prin muzică, prin culoare, după toate timpurile care le trăim și după toate nenorocirile astea, ne bucurăm că totuși mai există atracție către tipul ăsta de exprimare. Adică oamenii simt nevoia să-și dezvăluie, da, sufletul colorat așa, să-și pună pe o pânză. De ce nu? Nu știu, în vari genuri. Felicitări tinerii noastre artiste, îi ursim, da, un viitor, ca suntem toți ursitoare aici, un viitor strălucit în ceea ce privește cariera pe care vrea să o îmbrățișeze. Bănuiesc că rămâi alături de maestru Perko până la ultimul examen de bacalaureat.
și să-ți păstrezi aceeași sinceritate, aceeași bunăvoință, același tonus. Deci tot ce e mai bun pentru un tânăr artist. Cred că cel mai bine după ar fi, așa cum ne-a ghidat către fiecare lucrare a ei și ne-a arătat care e lucrarea preferată, ce a inspirat-o cel mai mult, e bine să stai de vorbă și cu artistul în cauză. Criticul nu este decât o punte de trecere și să fim serioși, nu de criticare nevoie neapărat la vârsta asta. Și are un maestru, care e destul de critic cu elevii săi, are nevoie de foarte multă încurajare și de susținerea noastră. În primul rând, felicitări maestrului, felicitări părinților, care cu siguranță o sprijină în parcursul ei, Ana Maria Pop, tânără speranță și artista Mangani, felicitări! Sunt așa de multe lume la expoziția lui fata asta mea, care de mă chinuie de 7 ani. Eu am studiat foarte, adică o știu din clasa a 4-a. Când a venit aici, care spunea doamna Tatiana, că o cunoaște și ea de atunci, a venit așa mică, era un dop de fetiță așa, mi-era frică pentru toate celelalte ce o să vorbească. De asta zic, mă, văd eu ce o face și cu asta, sar acolo, vorbesc în locul ei, văd eu ce fac. Și când, chiar aici era asta, era într-o bluză de-asta de model național, tricolor și așa mai departe, a ieșit așa ca țatele la piață, așa, așa și a început. Băi, nu mai puteai nici cu bomba atomică s-o oprește. Și atunci am zis, aha, asta ori este pedagog, ori este profesor. Trebuie să spun că Ana și-a format o foarte, foarte bună dicție. Adică o formă de explicare absolut perfectă. Acum, hai să o luăm din punct de vedere al desenului. Am avut și eu, acum vă spun și o întâmplare cu ea. La început, desena, apăsa îngrozitor, de trecea trei coale de hârtie, trecea prin creonul ei. Măi, Ana, mă, te rog frumos, nu mai apăsa fata lui Dumnezeu, că nu se poate așa să desenezi. Ia în continuare. Și mai bine bună idee, am înregistrat o condiție, un dictafon de ăsta, nu apăsa, nu apăsa, de 100 de ori m-am înregistrat pe mine, nu apăsa, nu apăsa. Și a doua zi când a venit, ore, l-am pus pe ăla acolo. Deja, după câteva ore, zic, Ana, fii atent că umblu la sertar. Nu mai apăs, nu mai apăs și nu depășesc că nu mai apăs. Ei, și din ziua aia, Ana mea n-a mai apăsat. Are o îndrăzneală grozavă. În tot ceea ce vorbește, e foarte calculată. E zăpăcică, de fapt. Așa, ca, și mie îmi place asta. Nu prea îmi plac chiar elevii aia care zice, da, nu, ai înțeles, mă, copile, da, nici nu știu ce înseamnă aia, da, ora. Trebuie să mă întreb concret, așa, 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 să-ți spun încă de 100 de ori, că de-aia m-am făcut asta ca să povestesc. Așa. Într-adevăr, am o generație, pot să zic că o generație cu care mă laud de altfel, este Bianca Mărdărescu, care făcea naveta la Negru Vodă, care a intrat acum la Academie și mai este una, Roxana Balta, care la București, asta la București, și mai am încă una care s-a dus la Cluj și a intrat și aia. Am două la pictură. La fel, mai am la liceu pe aici și am una iară cu care mă îndresc grozav, una este la Ior, Iordan Chieti. Tot pictură, culmea, toate au luat meseria mea. Acum, din punct de vedere al desenului, cunoscând-o ca formă de caracter foarte explosiv așa, nu mi-aș fi imaginat niciodată că ea poate să facă șarpele ăla de acolo. Ăla este de o execuție grafică ireproșabilă. Adică n-am avut, când a venit să mă întrebe ce să facă cu ea, am zis, băi, nu, e bine, ce să mai spun altceva, am avut de atâta ce pot să spun. Așa, acum, ea nu prea are tâmpenie. Cum am descoperit-o eu că face grafică? La un moment dat am fost cu o emisiune, am făcut o emisiune la televizor, la TVR1, în care am fost cu școala, cu atelierul meu și așa mai departe. Și ne-am dus la malul mării aici, la noi, pe Rozele, pe acolo, pe undeva, și ne-am pus pe părcile alea, că ne-am spus la ea, băi, fraților, fii atent, eu mai țin 5 minute țin copiile în teastoare, mai mult de atât nu-i țin. Că dacă le ieși nouă, nu știu ce să fac cu el.
Așa, și în fine, atât le-am zis, după ceas, 5 minute, la revedere, zic, gata, acum am plecat. Am luat copiii și am plecat, legal, faceți ce vreți cu firmarea mea. N-am niciun interes să îmbolnăvesc niciunul dintre elevii. Și le-am pus acolo să deseneze fictiv, fiecare așa, ca să poată să pozeze aia. Și când trec pe lângă, în fața ei este, era cu o barcă, de aia răsturnată la afară, acolo la scurt, aproape de mai încoace de Tosca. Așa. Și în fața ei erau două fete. Și mă uit mai bine așa, era să cadă în fund. De ce? Ea desena fetele alea din fața ei, cu toate că era departe de tot de portrete. Iar încă nu nici nu visa ea de portrete, dar mi-a ieșit, ea a ieșit într-adevăr ireproșabil. Și atunci m-am gândit că ar fi o chestie mai rară așa, că fetele nu prea fac grafică. Grafica e o poveste grea. Nu e numai hai mânjim cu creonul și gata, e muncă multă acolo. Așa, ea dorește ca să facă grafică, e treaba lei, dar tot de aia am să insist foarte mult și pe culoare mai departe, poate într-o altă manieră. Dar, de ce? Pentru că pe lângă învățământ ăsta mai lucrezi niște desene, mai vin și tu, pe ce facem aici? Trăim din aer și de vopselele pe ce le cumperi? Pe datorie, pe zâmbet, ce le cumperi? Mămica dă ea și tăticul pleacă în Occident și muncești, dă la fetiță acolo, dar ajunge. Că ai 18 ani, dă-o încolo, te treabă, așa. Și la... Acum, ce pot să spun despre ea? Sigur că am fetele astea care le-am pe la facultăți pe aici, în fiecare zi îmi trimit desenele de la ei, ce fac la atelier acolo, să le corectez eu. Stai mă, omule, măi, aveți profesor, dar nu, dați-ne ideile dumneavoastră. Și încerc să le spun, e o tractă superioară a ceea ce fac acolo, de fapt. Și nu aș vrea să, Doamne ferește, să jignesc profesorii de acolo sau mai ce. Dar dacă nu-i bine, nu-i bine. Gata. De-aia e. De asta să spui că nu-i bine. Pune minte la contribuție să-i faci să meargă bine treaba. Și eu asta fac. Eu la ore nu mă cert cu ele, nu nimic, zâmbesc, mai spun o glumă și treaba merge. Asta e important că merge. Am tot felul de care. Am de exemplu una care este foarte bună. Dar e o șmecheră, este Lungan Maria. Ia spală în picioare, se vadă mâna. Scoală mâna, așa se vadă, că ești un specimen drag. Și e tot așa, tipul o Ana, o răzi zăpăcită. Rău de tot, asta e mai zăpăcită decât asta. Dar desenul merge. Pentru ea e în perioada de început, dar merge bine, bine, într-adevăr. A trebuit să nu fac chestii de asta, să dau cu pumnul masă sau mai știu ce. Dar asta m-a pus în situația, să dau o dată cu pumnul masă și zic gata. Dar s-a liniștit. Din momentul ăla s-a liniștit, n-ai probleme cu ea. Așa, ce să mai spun, mai sunt fete pe aici, toate că mai am mult acolo, aia în galben, acolo, iar aia e bună, de ce? Nu scoate vorba, nimic, liniște și face. Așa, e, uite acolo, aia, galben, acolo, aia, ca să fac să o râd, zic, măi, fii atent, atâta spun glume, până îți văd dinții, ca să zâmbești, domnule, față să zâmbești pe pământul ăsta, domnule. Ea numai așa, măi, tu ai înțeles, mă, fetițo, ai înțeles ce am zis ea? Da. Nu. Lămurește de pe perbele ce vrea fata asta, da? Mă rog. Bun. Ce pot să vă spun? Sigur că am să duc pe Ana Maria mai departe până la sfârșit. Eu trebuie să menționez neapărat niște oameni aici. În primul rând, mama lui Ana, care o susține din toate punctele de vedere posibile. Săraca nici n-a dormit, ca să facem expoziția asta. Tatăl, care la fel, în schimb, e lucrează în străinătate. Cred că a venit pentru expoziția ei sau nu știu, uite-l aici, seamănă cu fisa. Așa? Parcă l-a făcut singur, mă, sa. Așa. Și un tip foarte de treabă, de altfel, el cu vinurile, cu țâncile, cu asta. Nu la șpriciuri, nu, că nu mai are voie. Așa? Dar le fabrică. Și mi-a adus mie o sticlă, eu nu sunt băutor, dar am pus pe limba așa. Din luna la din nu știu care. Poate m-a avut de băut în cotiția asta. La orice golianță are fata asta, mămica, ea a fost și tată și mamă și bunic și de toate. Atâta emoție a avut fetița asta, m-a speriat câte emoții. Aseară zic, băi frate, precis are, i-am dat un telefon, zic, băi, ai emoții? Și i-am spus câteva de dulce așa.
ca să se revină puțin. Astăzi am văzut că nu prea mai avea, dar de data asta și ea se strângă. Zic, nu spui că ai emoții, că n-ai ce să ai, sunt acolo, nu e niciun fel de problemă. A, și cred că v-am plictisit destul. Eu îi doresc într-adevăr ca să facă ceea ce avem de gând, i-am spus. Dacă trăiesc, nu știu că sunt cam bătrâniori așa, nu bătrâniori, sunt foarte bătrân, dar zic și eu bătrâniori așa. Am și eu 78 de ani. Și dacă mai mă țin cu relele, vreau să o duc până la doctorat. Adică tot am să supraveghez, și doctoratul am să supraveghez. Am mai specialist în arte, doctor, te sunt în gura, nu prea mult așa. Și, da, nu, că nu-i meseria noastră, e critică de artă, deci noi nu avem treabă cu noi, cu dei, cu munca. Dar să știi că știe să deseneze. Bine de tot, vorbesc foarte serios, că am învățat pe fecior să deseneze, am văzut eu portrete. Odată, era o expoziție ceva. Bun. Mulțumesc la toată lumea și că am aici prieteni, uite, oltenii acolo, amândoi oltenii acolo care sunt mari admiratori de artă, vin aproape la toate expozițiile, au o bibliotecă, mamă, doamna, dar așa, de zile mari. Nu trebuie să duci la biblioteca din oraș, du-te la ei că găsești tot ce face super. Sunt prieteni buni. Am pe Traian Broască, uite, acolo, Broscuța. Așa, care mă cert cu el mereu, dar n-are nimic, tot prieteni cu mine. Și mai am, dar mă doare gura să vorbesc așa mult. Toate că mă îndoiesc că mă doare gura, dar mă rog. Așa, pe aici mulțumesc evident soției mele care mă susține din toate punctele de vedere. Iar hai să, așa, nu știu dacă vă plăcea, nu vă plăcea, trebuie să mulțumesc din punct de vedere sufletesc fetelor mele care le-am în Germania, dintre care una e bolnavă de cancer. Așa. Altceva, ce să vă mai spun? Mulțumesc dumneavoastră că ați participat aici și vă rog foarte frumos, în primul rând, scrieți-i două rânduri la fata asta în caietul de impresii. N-are importanță scrisul, nu trebuie să faci caligrafie acolo. Ideea. Pentru că fata va, în ani, o să zică, măi, și ideea în sine că a fost prima expoziție, dar și ce au vorbit oamenii aia pe timpul ăla. Și ea poate învăța multe. Eu am așa o grămadă cam atâta de caiete impresii, că n-am multe, am 194 de expoziții pe momentul ăsta, n-am așa multe. Ăștia la luminații și-au plastic din Europa, unde m-am pus și pe mine, pe listă, pe ultima, acolo, pe ultima coală, au stabilit că am făcut în jur de 20.000 de lucrări. Asta, gata, am luat. Mai departe și baftă multă și să vii la mine la ora câte ok, deci, bună ziua și bine ați venit. Deja m-au prezentat doamna Tatiana și maestrul, dar o să mă mai prezint o dată. Mă numesc Popana Maria, am 16 ani și sunt elevă la Liceul Teoretic Aladis. Studiez la maestru deja de 7 ani, ceea ce pentru multă lume s-ar putea să pară mult. Dar eu sunt gata să rămân aici până la facultate și poate și până după. Cât se poate. Nu te grăbi așa, că acum traliera mă lasă. Dar nu înțelege repede. Asta ce să vă fac. Încă nu vine să cred că am ajuns acum la mea expoziție personală vreodată. Este un vis devenit realitate să ajung aici și nu abia aștept să văd ce se întâmplă și mai departe. Arta și pictura și desenul mereu au reprezentat ceva foarte important pentru mine, un lucru vital în viața mea. Niciodată nu prea am spus să trăiesc fără ele. Am început de când eram mică, mama din spusele mamei, eu, de când am pus mâna pe creion. Primele mele victime fiind pereții, dulapurile și mesele, cu siguranță, până când am descoperit hârtia și frunza. Când s-a văzut că am așa o înclinație spre desen, părinții m-au dus la un curs de pictură la doamna Pipiliceanu, la Casa Matei, unde am urmat să fac 4 ani de desen. Am crescut, m-am format ca și caracter, ca și personalitate și am creat o conexiune mai mare cu arta. Iar apoi când s-a închis acolo, am ajuns cu recomandările dumneavoastră la maestru Perco. De acolo a început distanțele. Am trecut prin de toate. Am început de la creion, cărbune, pastel și am ajuns și la cărbune. Unele din lucrările mele
preferate sunt majoritatea din grafică, pentru că, cum a spus maestru, mi-am descoperit la un moment dat dragostea pentru grafică. Un exemplu este Șarpele, un șarpe din Harry Potter, a durat în jur de 17 ore. Sau mai sunt două lucruri, puțin mai încolo, să le vedeți, numite Puritate și Feministate. Unele dintre fratele mele. Și altă lucrare care mi-a marcat puțin cariera a fost, cu siguranță, Corabia făcută în ulei în 2020. A durat destul de mult și a reprezentat un mare pas pentru mine în lumea artei și în a descoperi o parte din pictura marină. Printre unele curente pot să spun că am parcurs și impresionismul și neoclasicul și clasicul, evident, clasicul se față primul. Și abia aștept să văd ce se întâmple și eu mai departe. Doresc să-i mulțumesc maestrului pentru toți anii ăștia de muncă, doamnei Ana pentru tot ce a făcut, părinților mei, pentru că fără ei chiar nu se putea nimic, doamnei Tatiana pentru că a venit aici și a făcut o prezentare extraordinară, dumneavoastră pentru că ați venit să-mi marcați expoziția, mulțumesc mult, domnului director la Panear pentru că mi-a oferit șansa să fac expoziția aici și dumneavoastră că v-am răbit puțin din timp să vedeți lucrările. Mulțumesc mult! Vreau să spun că Ana desenează superb. Mereu desenează în timpul orelor la școală. Adică toți profesorii fac observație să lase creionul în mână și Ana continuă să deseneze. Băi, tu vorbești tătărește, acum sau românești? Încerc românește, da. Pasă trecute. Sper să reușești în tot ce ai chiar. Îmi doresc mult. Felicitări. Dacă nu mai e nimeni, dragii mei, asta a fost. Vă rog foarte frumos să cei care doresc să treacă la caietul de asta de impresie, uitați-l aici. Restul, ce aveți întrebări să puneți? Îmi puneți ori mie, ori la Ana. Puteți să întrebați, vă explicăm fiecare desen sau ce vă dorește sufletul.